Bună ziua, dragii mei! Sunt Sorina Stoian și pe parcursul lecției de astăzi vom vorbi despre asemănarea triunghiurilor. Mai precis, despre legătura dintre raportul de asemănare a două triunghiuri asemenea și raportul ariilor, perimetrelor și liniilor importante a două triunghiuri asemenea. Pentru început, aveți în figura alăturată două triunghiuri asemenea, ABC și DF. Dacă veți măsura laturile acestor triunghiuri, veți constata că lungimea lui BC este 4 cm, lungimea lui AB este 6 cm, lungimea lui AC este 9,5 cm. Iar lungimile laturilor F 2 cm, DE 3 cm și DF 4,75 cm. Făcând raportul, observăm că BC pe F egal cu AB pe DE egal cu AC pe DF și egal cu 2, raportul de asemănare. Dacă măsurați apoi medianele BM și NE, veți constata că BM are lungimea 1,5 cm, iar NE are lungimea 0,75 cm. Făcând raportul BM supra NE, obținem 1,5 pe 0,75, adică 2. Așadar, raportul de asemănare este egal cu raportul medianelor. În continuare, vom demonstra de ce raportul perimetrelor este egal cu raportul de asemănare, având triunghiurile ABC și MNP asemenea, cu raportul de asemănare egal cu K. Dacă dorim să facem raportul perimetrelor, perimetrul triunghiului ABC supra perimetrul triunghiului MNP, printr-o proporție derivată, obținem că el este egal cu AB plus AC plus BC pe MN plus MP plus NP, adică este egal cu K. De asemenea, dacă avem două triunghiuri asemenea, atunci și raportul înălțimilor este egal cu raportul de asemănare. Deoarece, dacă triunghiul ABC este asemenea cu triunghiul MNP, atunci și triunghiul ABD este asemenea cu triunghiul MNQ, datorită cazului de asemănare unghi-unghi. Unghiul B este egal cu unghiul N din asemănarea triunghiurilor ABC și MNP, iar unghiul D și unghiul Q sunt de 90 de grade. Așadar, raportul de asemănare AD pe MQ este egal tot cu K. Și raportul bisectoarelor este egal cu raportul de asemănare. Date fiind triunghiurile ABC și MNP cu raportul de asemănare K, vom avea că și triunghiurile ABD și MNQ sunt asemenea, tot datorită cazului de asemănare unghi-unghi, unghiul N cu unghiul B și unghiul BAD cu unghiul NMQ sunt congruente. Așadar, raportul bisectoarelor AD pe MQ este egal tot cu K. Raportul medianelor este egal cu K. Ați văzut în exemplul de la început unde am demonstrat acest lucru prin măsurătoare, însă matematic, triunghiurile ABD și MNQ sunt asemenea, datorită cazului de asemănare latură-unghi-latură, și atunci vom avea că și raportul AD pe MQ este egal tot cu K. Raportul ariilor a două triunghiuri asemenea este egal cu raportul de asemănare la pătrat. Deoarece, dacă avem triunghiurile ABC și MNP asemenea, aria triunghiului ABC este egală cu BC ori AD pe 2, aria triunghiului MNQ este egală cu NP ori MQ pe 2. Așadar, datorită raportului de asemănare BC supra NP egal K și AD supra MQ egal K, vom avea K ori K, adică K pătrat. O
aplicație la ceea ce am spus mai devreme, în figura alăturată sunt reprezentate două parcele de teren. Știind că MN este paralel cu BC și că MN este de 3 ori mai mică decât BC, determinați raportul ariilor celor două parcele. Așadar, datorită faptului că MN e paralel cu BC, rezultă că triunghiul MNA este asemenea cu triunghiul BCA. Așadar, avem raportul de asemănare MN pe BC egal cu NA pe AC egal cu MA pe AB și egal cu, ni se spune în problemă că MN e de 3 ori mai mică decât BC, adică MN pe BC este 1 pe 3. Așadar, raportul ariilor celor două triunghiuri asemenea, aria triunghiului MNA supra aria triunghiului BCA este egal cu 1 pe 3 la a doua, adică 1 pe 9. Așadar, am determinat raportul ariilor celor două parcele de teren. Aceasta a fost lecția despre legătura între raportul de asemănare și raportul ariilor perimetrelor și liniilor importante a două triunghiuri asemenea. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc numai bine! La revedere!